Contraofensiva forțelor armate ale Ucrainei continuă. Potrivit Institutului pentru Studierea Războiului, armata ucraineană face progrese suplimentare, linia frontului apropiindu-se de orașul Lisiceansk din regiunea Lugansk. Potrivit autorităților de la Kiev, forțele ruse încearcă să desfășoare operațiuni ofensive în direcțiile Bahmut și Avdiivsk. Între timp, Harkovul din nou a fost lovit de bombardamente. Sunt raportate victime printre civili. Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra regiunii Sumy, în urma căruia mai mulți civili au fost uciși și răniți. Deocamdată însă nu se cunoaște numărul exact al acestora. Ca urmare a bombardamentelor rusești de astăzi dimineață, centrala nucleară Zaporojie a fost complet deconectată de la energie electrică. Între timp, contraofensiva armatei ucrainene continuă. Numai în această săptămână, soldații noștri au eliberat 776 de kilometri pătrați în regiunile în care au avut loc pseudo-referendumuri rusești. Este vorba despre 29 de localități, dintre care 6 sunt în regiunea Lugansk. De la începutul acestei contraofensive au fost eliberați 2434 de kilometri pătrați din pământul nostru și 96 de localități. În același timp, criza umanitară din Ucraina se agravează pe măsură ce războiul continuă. În multe raioane, ca urmare a acțiunilor militare, infrastructura vitală a fost distrusă. În orașul Liman, eliberat de forțele ucrainene, au fost descoperite gropi comune cu civili uciși. Potrivit datelor ONU, 73.000 de persoane au primit asistență alimentară în localitățile din regiunea Harkov, pe care Ucraina le-a readus sub controlul său, adică aproape jumătate din populația locală care locuiește acum pe acest teritoriu. În orașul Izium, eliberat de ruși, oamenii sunt complet dependenți de ajutorul umanitar. În Izium rămân de la 8 până la 9.000 de oameni. Înainte de război, acolo locuiau peste 46.000 de oameni. Viața celor care se află acum în oraș este complet dependentă de ajutorul umanitar. În Izium, piețele și magazinele au fost distruse sau închise. Familiile se adună în centrul orașului pentru a face schimb de bunuri și provizii. În Kupiansk, unde până la război trăiau aproximativ 28.000 de oameni, astăzi sunt doar 4.000 de locuitori. 95.000 de obiective de infrastructură din Ucraina au fost distruse ca urmare a agresiunii militare ruse, inclusiv 74.000 de clădiri rezidențiale. Datele au fost făcute publice de șeful adjunct al biroului președintelui țării, Kirilo Timoshenko, la o conferință internațională organizată la Varșovia.